Salutare tuturor și bine v-am găsit la cel mai așteptat episod din noul update de pe Brawl Stars. Acest update o să vină pe data de 12, adică luni de dimineață, dar probabil voi o să fiți la școală și o să facem undeva live pe după amiază. În acest episod vreau să vă prezint tot ce va conține acest update fără noi brawlori. Știți deja că noi brawlori o să vină și o să vi arăt în zilele ce urmează, cum puteți să luați și pe cel gratis și așa mai departe. Dar înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare pentru că asta este cel mai important și așa vă susținerea voastră și că încă vreți să mai postăm și să mai jucăm Brawl Stars pe canal. Așa că un like și o abonare mă ajută foarte, foarte mult și mai ales că abonarea e gratis și like-ul și toate cele. Și o să vă prezint și skin-urile. Avem un skin de dată gratis pentru voi, de fapt mai multe skin-uri, dar o să vină în momentul ce o să urmeze skin-ul acela și o să vă arăt. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul de like, să vă abonați, un follow pe Instagram la mădălin.în 23. Cum apare acolo și jos și codul mădălin pe Chopin să-l aveți în permanență și automat intrați la înscriere. Fără să mai prelungim, vreau să începem cu începutul. Și începutul, cred că cu toții sunteți curioși. Bă, ce sunt cu creditele acelea? Ce e cu Star Road-ul? Ce e cu Chromatic Road-ul? Și așa mai departe. Ei bine, creditele poți tu să le iei din Trophy Road, din Brawl Pass, din quest-uri sau din oferte de pe shop. Odată ce au venit și creditele le iei, automat îți vor debloca brawlerii după cum îi vedeți voi aici, în ordinea lor. Primul este El Primo, după aceea urmează Jesse, Poco, Jackie. Bă, aici la Brock, tu ai de ales dintre doi brawleri. Ori alegi Brock-ul, ori alegi Burley-ul. Și tu odată ce vei alege acești brawleri, te vor influența și mai departe pe alegerile tale și pe brawlerii respectivi. Dar tu nu poți să dai skip, de exemplu să te duci la Dynamite, decât dacă, vedeți bine, credits required to unlock Dynamite 430. Nu poți decât dacă dai gemuri. Pentru că automat tu ce vei face, odată ce vei face rost de credite, o să-ți deblocheze ăsta de aici. Observați? Ți-l deblochează pe El Primo, după aia pe Jesse, pe Poco și așa mai departe. Și o să vedeți imediat că o să iau un 5000 de credite și ce o să se întâmple cu aceste credite, cum o să se deblocheze absolut toți brawlerii. Deci acesta este Star Road-ul. Pe rând trebuie să le iei așa ușor, ușor, dacă o iei de la început acum cu jocul, ca să-i poți debloca. După cum observați voi, avem și o reducere foarte mare la Leon, de la 3800 de credite la 1900 și am și o informație foarte bună cu acel nou brawler legendar care o să vină în prima zi, Chester. O să aibă o reducere de 50%, adică tot la fel cum este Leon aici, 1900 de credite. Dar problema e cu creditele astea că, o să vă explic imediat, nu poți să faci rost chiar atât de ușor de ele și foarte simplu. Și o să vă zic și cam cât conține Brawl Pass-ul, câte credite sunt acolo și cromatice și așa mai departe. În fine, trecem noi mai departe, avem aici o rară. Mi se pare că asta îți dă no choice. E o rară necunoscută, pentru că tu până la urmă trebuie să alegi brawlerii. Vedeți? În funcție de ce alegi tu, o să-ți dea să alegi între următori. Uite, la Daryl tu poți să ai dintre 3 ca să poți alege. Dar e necunoscut pentru că contează foarte mult din ce alegi tu aici în spate, dintre ce brawler ai ales, ok? Ca să poată fie schimbat acest Star Road. După aia ne ducem așa frumos, avem legendară, epică, mitică, epică, legendară, superare din nou. Opa, l-avem aici și pe brawlerul nou. Trecem noi frumos, ne ducem, avem și brawlerul celălalt nou, care este mitic și se știe deja din Brawl Talk. Trecem și ajungem la Fame și ăștia sunt toți brawlerii. Și după cum observați, o legendară costă 3800 de credite, o mitică 1900 de credite, o epică 925 de credite. Și așa mai departe. Cred că ați înțeles cu toții Star Road-ul. Trebuie să iei brawlerii pe rând ca să îi poți debloca. Acum trecem noi la cromatice. Aici este partea cea mai ciudată. Și de ce este ciudată? Pentru că la cromatice nu neapărat că trebuie să treci prin fiecare acestea. Dar problema e următoarea. Tu odată ce ai 500 de credite poți să alegi din acești 3 brawleri. Și brawlerii sunt puși pe sezoane. După cum observați, de la sezonul 1 până la ultimul sezon. Ok? Bun. Odată ce ai 500 de credite și creditele acestea la fel nu se fac foarte ușor, o să vă arăt imediat câte puteți să luați din PES și din Trophy Road și ce se întâmplă cu Trophy Road și așa mai departe. Bun, maximum este de 5000 de credite, de croma credite ce poți să le stachezi aici după cum observați și automat și ai tu alegi. Bă, eu vreau să iau Sergiu, da? Te-ai dus pe el, ai apăsat pe el Confirm Purchase, salutis, ți s-a luat Sergiul, l-ai deblocat. După aceea, după ce ai deblocat Sergiul, vedeți că mai ai posibilități ca să-l iei și pe Lu și pe Ruffs. Te-ai dus, l-ai luat pe Ruffs. Da? L-ai cumpărat și pe ăsta cu 500 de credite. După ce l-ai cumpărat și pe Ruffs, opa, îți mai dă câteva posibilități de Bell și de Buzz. După ce ai luat Buzz-ul, îți mai dă și Ash-ul și Lola ca posibilitate. După aia îți dă Fang-ul și Eve-ul și așa mai departe. Dar după cum observați voi, la Buster Din păcate, costă 1500 de croma credite sau 349 de gemuri, deci cumva, cum era Buster-ul mitic, că a venit sezonul următor, nu, e logic, va fi dublu ca preț față de normal. De fapt, cred că dublu de preț, 170 cu 170, 300, da, cam pe acolo, în fine. Ce mai contează treaba asta? Deci, cred că ați înțeles și cu acest star cromatic. În fine, înțelegeți voi. Bun, după aceea, mergem la Trophy Road. Poate că mulți dintre voi au zis, bun Mădăline, dar se schimbă Trophy Road, o să fie mai multe trofee în Trophy Road. Nu, doar 50.000 este din nou. Și după cum observați, reward-urile de la Trophy Road au fost schimbate cu foarte, foarte multe credite. 320, 320 și așa mai departe. Și acum poate vă mai puneți o întrebare. Bun Mădăline, dar eu am terminat Trophy Road-ul, am 50.000 de trofee. Pot să mai iau încă o dată reward-urile astea de aici? Nu, nu mai pot să le mai iei. Răspunsul staffului, că și eu am pus o întrebare, uite, dau așa în timp ce vorbim, dau ca să vă arăt toate reward-urile de la Trophy Road. Răspunsul staffului a fost în felul următor. Tu nu mai poți ca să mai iei reward-urile astea din nou de aici, cu credite și cu toate cele, pentru că tu deja ai luat boxurile și le-ai deschis. Ia-o pe asta. Adică nu i-am deschis boxul, am deblocat brawler, bla bla bla, și nu-ți mai dă șansa ca să mai iei încă o dată credite și din astea. Creditele astea le folosesc doar cei noi, doar jucătorii noi care o să vină pe joc, o să poată lua reward-urile din nou. Și după cum se va, sunt doar credite, nu sunt croma credite pe aici, sunt foarte, foarte multe credite și de astea te poți folosi. Cred că dacă era să fi luat Trophy Road ăsta, luam brawler legendar și pe acela gratis din prima zi, dacă stau să mă gândesc bine. Dar uitați-vă și voi câte credite sunt aici, bro, doar dacă ai terminat Trophy Road-ul. Da, bine, să fim serioși, cred că până termin Trophy Road-ul deblochezi tu ceva brawler foarte mulți. Aș face un cont, sincer. Uite, dacă facem la episodul ăsta 10.000 de like-uri, printr-o minune fantastică, creezi un cont de la 0 și vedem free to play, fără să bagi bani, sau poate băgăm doar într-un PES, într-un Brawl Pass, pentru că este cel mai value. Să vedem cât de rapid deblocăm brawleri după noul update, fără boxuri. Pentru că, sincer, am realizat faptul că unii chiar nu credeau, bro. Am postat un videoclip, am postat un short și unii încă nu credeau faptul că, bă, se vor scoate boxurile de pe joc. Da, și la 50.000 de trofee ne dă 80 de credite. Adică te chinui atât de mult ca să-ți dea reward-uri foarte mici. Deci 50.000 nu s-a extins absolut deloc Trophy Road-ul. Bun, acum trecem la PES. Avem la primul tier Gami Bernita. O să și luăm ca să și jucăm după aceea cu ea și o să vă arăt, toate skin-urile și cam cât costă ele. Bun, avem și pinul dat automat și după cum observați, cam acestea sunt reward-urile din Brawl Pass. Ca să vă spun și așa, de fapt ai prima dată să aruncăm un ochi peste ele. Deci au fost schimbate, au fost adăugate foarte multe credite, foarte multe croma credit. Croma creditul acesta îl găsiți doar de la Free Pass. Odată ce la vedeți că apare acolo, ne-au available to unlock croma credits, bam bam bam, încatit, bun. Uite, vreau să vă arăt totodată și când dăm pe aceste credite, am luat 85, da? Se duce pe el primo și ne l-a deblocat automat. Deci odată ce ai luat creditele, brawler ți-e deblocat automat, bro. Ai dat let's go, start unlocking a new super brawler, oh my god! Și acum zice, bă, vezi că trebuie să faci 430 de credite ca să deblochezi pe Jesse. Dai let's go și după aia, după ce te duci și strângi astea, ți se pune acolo sus. Bineînțeles, coins-uri vedeți că sunt din ce în ce mai multe aici și sunt și powerpoint-uri mai multe în PES, pentru că în momentul de față powerpoint-urile se vor face foarte greu, atâta timp că nu sunt boxuri. Are logică? Are. Uite, luăm și creditele astea, dar le luăm degeaba pentru că nu avem nevoie și acum hai să luăm noi colect, așa să dăm, pentru Jesse, pentru a vă arăta. Dar uite-te și tu, deci noi am deblocat ceva credite bune, adică dacă stau să mă gândesc, bune de tot și de-abia deblocăm o simplă Jesse, bro. Adică, pe bune, mi se pare destul de puțin. Uite, dăm 85 și bam, mi-a deblocat-o pe Jesse automat. Ați observat? După aia dăm let's go și zice start unlocking a new rare brawler. Și l-avem pe Poco. După aia trebuie să te duci din nou și să iei, punctele acestea ca să-l poți debloca pe Poco. Ia vezi. Bum, mi l-a deblocat pe Poco. 3 din 8 rare brawler, acum zice super rare brawler. Și îți dă pe Jackie, unde trebuie iară 430 de credite din acestea. Te-ai dus aici frumos, ai luat creditele astea. Bineînțeles, vedeți că la tier 30 este brawlerul acela nou. Ne ducem. Pe aici nu mai am credite, dar nu e problemă că o să rezolv imediat cu credite. Acum vreau doar să vă arăt cam care sunt reward-urile de aici până la final. Ok, în regulă. Și ce se întâmplă la final, adică ce îți dă după ce termin tot acest PES. Știți că înainte dădea B-box-uri. Acum, mai nou. Da, ok, și 100, la tier 69 avem 160 de powerpoint-uri. La ultimul avem 145 de coinsuri, 40 de Star Points-uri, de fapt Power Points-uri și 25 de credite. Odată ce termin PES-ul. Nici o problemă. Acum, nu vreau cu gemuri, dar vedeți că odată ce am credite îmi dă și reducere, ca să pot lua cu gemuri pe Jackie. Vreau acum să dau 5.000 de credite și să vedeți cum deblochează absolut toți brawlerii. Dacă tu vei cumpăra, dau exemplu, vreo ofertă cu 5.000 de credite, pentru că ei zic deja că o să vină oferte cu 5.000 de credite pe joc. Și după cum observați, am făcut rost de 5.000 de credite, cam așa arată, deci cred că o să fie ofertă pe shop de genul acesta, cu 5.000 de credite, atâta că m-a lăsat. Și am deblocat-o pe Jackie, foarte tare. După aia zice, start unlocking a new brawler și ai de ales Burley sau Brock. Uite, eu vreau să aleg Brock-ul, că mie îmi place foarte mult Brock. Ai dat chose, ți l-a dat pe Brock. După aia, automat, normal, ți-l deblochează și zice start unlocking a new epic. Deja am ajuns la epic. Și după cum observați, epice au fost băgate Bo și cu Ems. Voi da Bo 925 de credite deja, ceea ce e enorm, sincer. Pentru Bo, care era Trophy Road și puteai doar din trofee să-l iei, e cam ciudat. Pentru jucătorii noi în momentul de față este foarte ciudat. Uite, o să aleg de data aceasta Burley-ul. Chose. Bine, îți dai seama că nu o să stau pe tot episodul ăsta ca să vă arăt, pentru că e pierdere de timp. Noi deja știm brawlerii ăștia și nu are sens, dar am vrut așa puțin ca să vă arăt noua mecanică. O să aleg Obit-ul, că de ce nu? Mi l-a deblocat și pe Obit. Bun, după aia ne dă din nou un epic brawler și vom alege Biu. Să fie acolo. Nu. Bun. Am luat și Biul, noua epică. După aceea startă unlocking a new rare brawler. Îl luăm pe Colt. Că de ce nu? Așa, l-am luat și pe Colt. Mulțumesc, sunteți de treabă. Din nou un super rar de data aceasta. Ei, aici ne pune să alegem dintre 3 brawleri. Și uite, o să aleg Carlo, pentru că mie îmi place foarte mult și mi se pare destul de bun brawlerul. Și uite, așa legenda spune că tu vei continua să alegi la brawleri până te plictisești și până ai tu credite destule astfel încât să-i deblochezi fără număr. Vedeți că am deblocat acolo și Frank-ul. Și acum am ajuns la Mythic, la brawler Mythic. Și avem de ales între Morty, Stara și Jin. Presupun că Jin-ul, că mi se pare destul de complex. Am dat 1900 de credite și salut! Asta a fost tot. Ați văzut ce am reușit să facem cu 5000 de credite? Mai e nimic dacă stau să mă gândesc bine. Vedeți că acum ne dă restul. Și cam asta este update-ul fără boxuri. Vreau să aud părerea voastră în comentarii dacă credeți că e bun, rău, vă place, nu vă place. Chiar sunt curios. A, da, și partea cea mai tare este că în momentul de față PowerPoint-urile tale o să se poată aduna și le poți da pe brawler când o să vină ceva nou. Și maximum de PowerPoint-uri ce poți să le strângi este de 4000. După cum observați acolo în partea de sus, avem și skin-ul gratis pe Shelly, pe care o să-l primim pe data de 24, dar când o să trec la prezentarea skin-urilor o să vă zic data lor de lansare, cu cât vor costa ele și așa mai departe. Dar după cum observați, acesta este skin-ul pe care o să-l primim cu toții de Crăciun sau de ajunul Crăciunului, pentru că Crăciunul este pe 25, dacă nu mă înșel eu, da? Și cu ocazia asta vă urez sărbători fericite și Crăciun fericit tuturor. Poate nu ne mai vedem, sau cei care sunteți activi pe aici ne mai vedem cu siguranță pe episoade sau live-uri. Partea cea mai tare este că și interfața brawlerilor a fost schimbată, după cum observați voi aici. Odată ce dau exemplu, te duci pe Shelly și vrei să-i faci un upgrade, îți zice, bă, ai nevoie de 30 de power points-uri împreună cu 35 de coins-uri. Ai apăsat aici, bam, ai dat și ai făcut upgrade. După aia 50 de power points-uri cu coinsurile respective și ai dat automat. După cum observați, PowerPoint-urile astea, după cum vă spuneam, se vor staca aici și astea le vei lua doar din PES, sau o să vină și oferte noi pe shop. Ei spun că au fost resetate odată cu boxurile acele oferte pe shop, alea zilnice, de dădea câteva coinsuri și așa mai departe. Și în momentul de față vei primi coinsuri, PowerPoint-uri, credite sau croma credite. Acum nu știm numărul lor care o să fie pe shop, dar daily shop-ul ăsta a fost cumva scos de pe joc odată cu boxurile. Da, bine, nici nu plâng după ele, că atâta timp cât ne dădeau câteva coinsuri și nimic wow. Și ca să mai menționez încă o dată, cei care ați cumpărat Brawl Pass-ul înainte o să vă dea 80 de gemuri gratis pe shop, exact cum ați văzut și în Brawl Talk. Și automat, doar de la Premium Pass, de la Pass-ul de sus, o să-ți dea creditele, cum să zic eu, pentru cei care ați deschis boxurile o să vă dea creditele recompensă. Atât. Creditele de la free nu o să ți le dea, deși cel mai bine probabil, dacă uitați la episodul ăsta, nu vă chinuiți ca să terminați PES-ul, mai bine lăsați-l așa, fără boxuri, pentru că ele se vor scoate și mai bine faceți rost de aceste credite la următorul update ca să puteți face următoarele taiere, să le deblocați. Și gata, uite că am maxat și tot contul așa printr-o magie fantastică. După cum observați, cam așa va arăta odată ce vei debloca absolut tot, max power, totul a fost schimbat aici la Brawleri. Și pe lângă faptul ăsta, după cum observați, apare Global Fame-ul, unde cu aceste puncte, cu croma credite, vei putea să le dai și să intri în top global. Asta au zis că în următorul update o să se întâmple lucrul acesta, să vezi care este top global la faimă pe aceste croma credite, dar eu spun în felul următor. Deci am văzut eu noul brawler, dacă vrei să-l deblochezi, îți va trebui vreo 4500 de credite ca să-l poți lua, adică brawlerul cromatic. Dar trebuie neapărat să faci taie 30, pentru că altfel n-ai nicio șansă. Și de ce naiba ai dat tu aici la Fame, ok? Ca să poți cumpăra, uite, Global Fame din acesta. Cât mai bine strângi croma creditele pentru următorul brawler cromatic. Dar sincer, eu iau pesul de fiecare dată, adică eu în fiecare sezon și o să am brawlerii noi de fiecare dată. Deci nu cred că o să fie vreo problemă de genul acesta, dar uite, hai să mai dăm aici. Deci Global Fame 1. Am reușit să fac Global Fame 2. De ce pe ranguri să înțeleg? Păi bun, și atunci dacă eu mă voi duce și voi da ăstea în continuu așa. Bum, 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 bum. Adică am foarte multe astea de nici nu știu ce să fac cu ele, bro. Nice, am făcut Global Fame 3 și se pare că se poate și mai mult, gen cât e maxim. A, da, și am văzut că uite, ți apare și aici, la profil. Deci dacă tu te vei duce la profil și vei apăsa, a, 6000 maxim în momentul de față ca să poți strânge. De 6000, băieți. Bun, înseamnă că Global Fame 4 este ultimul? Ia vezi, mamă, ce efect special, Lunar Fame. Lunar Fame 1, bă, du-te de aici. Păi stai mă puțin, asta nu e maximum? LOL. Păi și unde se oprește, mâncați aici gura ta. Stai mă că dăm așa să vedem până unde se oprește și care sunt toate efectele speciale, dacă toți suntem aici și prezentăm tot update-ul. Deci dăm în continuare și am ajuns să facem Lunar Fame 2. Și 3200 este următorul nivel. Bro, păi poți să faci o grămadă, nu vine să cred așa ceva. Numai că și astea cromatice, bro, le strângi în 5 ani. 5 ani de acum încolo. Deci Lunar Fame 3 și să înțeleg că și următoarea faimă te va putea lăsa. Cum se numește? Ia că-s curios. Deci am dat și se numește Martian Fame. Bă, du-te de aici. La Martian Fame avem 4500 pentru a face doar un nivel, adică doar o stea. Ok, o să revin cu următorul, să vedem cum se va numi după Martian. Și următoarea faimă se va numi Saturnian Fame. Cât de tare, bro. Și nu se oprește aici. What? Efectiv, cred că voi renunța. Bro. Spunem că asta e ultima. Solar Fame. Deci, am ajuns la soare și cu 12.000. Dar cine, Doamne, iartă-mă, ajunge până aici, bă, frățiorul meu. Deci nu te cred că oamenii mei au luat toate planetele la rând și s-au gândit la absolut tot. Adică când vreodată o să poți ajunge la soare și să poți avea atâta faimă? Na, e imposibil să termine. Adică uitați-vă câte astea trebuie. E imposibil, bro. Cred că îți trebuie o grămadă de bani să bagi sau ceva de genul sau o grămadă de pesuri. Asta e ultima încercare. Dacă nici Solar Fame-ul nu e ultima, nu știu ce să mai zic. Ia. Avem Solar... A, ok. Până la urmă am terminat Solar Fame-ul 3 și aici este finish-ul, adică aici este finalul. După cum observați, eu chiar dacă voi da în continuare, punctele mele mi se pun, da, deci ok, punctele mi se pun în continuare, da, dar este ultima, Solar Fame 3. Dar cine n-a ajunge aici? Când vreodată, în vreo câțiva ani buni, vei putea ajunge la Solar Fame 3, pe lângă faptul că singurul lucru ce ți se întâmplă aici este doar acel avatar care ți se va pune în colț, în stânga, la... poza aceea, adică nimic schimba, nu cred că în meci o să se simtă asta și o să-ți arate. Oricum o să intrăm și o să testăm. Și după cum observați, avem și aceste pinuri noi, mai ales acestea cu 1 an, 2 ani, 3 ani, 4 ani și așa mai departe și multe altele și mai ales asta de content creator. Bro, asta e tare. Chiar mi-l doresc foarte mult. Cred că doar content creatorii o să aibă acces la el. Chiar e un lucru genial. Bun, Îl las așa deocamdată și acum haideți să trecem la prezentarea skin-urilor și costul lor și până una alta adevărat. Haideți să luăm și Classic Shelly-ul pentru că o să începem prima dată cu acest skin ca să vi-l prezentăm. După cum se face, este 2022 anniversary skin. Și cam așa arată skin-ul gratis pe Shelly. Uitați-vă cât de frumușică și cât de subțirică este ea. Pe lângă faptul că asta cred că era deja. Ok, interesant. Ia să vedem la pinuri. Ce mai avem noi pe aici nou? Îl avem pe ăsta cu inimioară, acesta cu artificii. Ăsta tot la fel din nou. Ăsta cred că era... A, nu, de fapt ăsta nu era pe joc și nici acesta. Prăjiturică. Cât de tare e ăsta cu Spike, interesant. Ăsta, da, era deja pe joc și uite ăsta, 2019. 2022. Acesta l-am dat deja la extragere, ăsta îl știm deja că l-am primit. Ok, interesant. Haideți să testăm puțin acest skin pe Shelly, să vedem dacă are vreun efect special sau nu. Totodată, după cum observați, avem și un nou loading screen care arată foarte tare. Deja, probabil ați văzut că ninge și este și o melodie foarte faină pe fundal. Skin-ul ăsta pe Shelly nu mi se pare așa wow, adică cred că e default-ul atâta timp când l-au dat gratis. Ia să vedem superul. E schimbat în vreun fel? Hai că e schimbat. Poziția de luz, după cum vă spuneam, este default. Și încă o dată vă spun, acest skin o să-l puteți lua gratis pe data de 24, pentru că o să avem recompense în fiecare zi. Acum trecem la skin-urile cu gemuri. Ei bine, aceste skin-uri vor fi lansate înainte de data de 24 decembrie, pentru că până la urmă sunt skin-urile de Crăciun. Primul este Yeti Sam și uitați-vă cât de fain arată. Chiar e genial. Bine, l-avem și pe Sam Teddy, dar o să-l arătăm după aceea, după dată. Interesant. Doar că, odată ce o să vă zic prețul, probabil nu o să mai fie așa interesant. Va costa 149 de gemuri acest skin. Mi se pare destul de multicel. Să dai 149 de gemuri, 50 de lei, merită? În meci cam așa arată. Văd că are un efect special. Interesant, ia să vedem superul. Superul, interesant, interesant, aruncă cumva niște colți. Cred că și aruncă proprii colți, bro. Da, 150 de gemuri, bro, 149 de gemuri. O să mă gândesc de două ori, nu știu dacă să investesc bănuții în aceste skin-uri. Și aceasta este poziția de luz destul de normală. Pentru 149 de gemuri mă așteptam la ceva mai mult, dar încă o dată vă zic, poziția de luz sunt chiar degeaba. Următorul skin care va costa și el tot 149 de gemuri și va fi lansat înainte de data de 24 decembrie, o să fie Frost Queen Amber. Și aceasta este poziția de win, foarte interesantă, îmi place, dar din nou 149 de gemuri. Cred că o să iau skin-ul ăsta, cred. Nu știu sigur, dar cred că o să le iau, mai ales că Amber în momentul de față e mai bunicic, așa, cât de cât, pe damage. Are și un pin, dar nu este animată, din păcate. Acum, haideți să vedem dacă merită aceste gemuri de 149. Foarte scumpe, v-am zis, foarte scumpe din acest update, skin-urile. Punem efectul special pe jos. Nu mai este negru, acum este cu alb. Interesant, ia să vedem hit-ul. Ce frumos e, bro! Vezi că e tare rău efectul lui Amber. Da, îmi place, îmi place, îmi place. Ia să vedem, punem din nou ăsta. Are efect acolo special și pe super. În formă de gheață. Bă, cred că e printre singurele skin-uri care o să merite în acest update, gen investiția de 149 de gemuri. Ia uite cum arată efectul ăla de a îngheța. Interesant, foarte interesant. Hai să vedem și poziția de los. Se pare că aceasta este... Wow, a dispărut! Cât de tare! Interesant, cred că o să iau acest skin, mai ales cu codul mădălin pe Chopin, asta e important. Și unul dintre skin-urile mele preferate pe care puteți să le dăm și gratis pentru voi este Krampus Ash. Uitați-vă cât de fain arată Krampus Ash tu Chester. E pentru brawlerul nou tu Chester, incredibil așa ceva. Aceasta este poziția de win, într-un cadouaș, bam. Că până la urmă trebuie să vadă așa, nu? Da, așa, bam. Și ies ochișorii acolo ca să poată vedea și el pe unde merge și așa mai departe. Ei bine, acest skin va costa doar 79 de gemuri. Va fi lansat pe data de 16 și noi o să primim link-urile ca să pot da către voi, către câștigători, pe data de 14. Tot ce trebuie să faceți este să vă abonați la canal, să apăsați butonul de like chiar acum, să dați un follow pe Instagram la mădălin.în 23, dar și codul mădălin pe Chopin, asta este cel mai important. Ați văzut că am mai dat și acele megaboxuri pe live și asta e tot ceea ce trebuie să faceți voi. Extragile vor fi în ziua update-ului, mai mult ca sigur, adică luni, pe live și acum nu știu sigur dacă 7 sunt cu skin-ul meu sau 7 fără skin-ul meu. Vedem atunci, dar oricum un skin vreau și o să iau, ok? De 6 sau 7 skin-uri sunt pentru voi ca să vi le dau. Acum, ia să vedem. Are și pin special, interesant. Și vreau neapărat, dar neapărat să-l testez, pentru că, sincer, 79 de gemuri e chiar acceptabil și pe lângă faptul că ne pun la dispoziție ca să pot să vă dau și vouă, să vă dăruiesc acest skin, așa de Crăciun. Deci, efectul special am înțeles, acesta este. Știți ce vreau să vă totuși? Acei șobolani, ce se transformă ei? Wow, în cadouri! Șobolanii acum sunt cadouri! Interesant skin-ul, chiar îmi place, sincer. Și da, cred că pe departe e favoritul meu din acest update. Iar poziția de lose este aceasta. Destul de complexă și ea. Pentru 79 de gemuri, pe departe chiar merită investiția. Aoleu, era să uit despre World Champion Gus, care o să vină pe data de 12, undeva pe acolo, 12 decembrie. Și va costa 149 de gemuri acest skin. Cam scumpicel, sincer. Acest skin este făcut pentru câștigători, adică după cum observați aici este pentru Zeta Division, cei care au câștigat campionatul mondial. Iar poziția de win este aceasta, în care stă pe telefon și a scos acea cupă de pe telefon, adică e destul de tare, dar și 149 de gemuri. Sincer, cam multicel, măcar dacă le făcea 179 de gemuri în loc de 149, tot era ok. Hitul e interesant, tot la fel în formă de cupă. Și ia să vedem superul. Superul în formă de coroniță este acela. Mamă, dacă de tare arată efectul acesta. Efectul de fantomiță. Arată foarte tare ea. Și odată ce se dă pe el, nu are ceva schimbat. Ia să vedem poziția de los. Aceasta este... Nu știu ce părere... Ce părere să am, e ceva normal, basic. Și acum a venit timpul skin-urilor din noul sezon. Primul este Nita, pe care v-am arătat-o deja, este la Tier 1 în noul Brawl Pass din ianuarie. Deci aceste skin-uri vor veni în ianuarie. Poziția de win deja ați văzut-o. Avem și un pin special, dar nu este animată din păcate. Ia mă să o vedem așa puțin în meci. Bine, indiferent de situație, pass-ul acesta o să-l iau, cu siguranță. Deci, skin-ul, automat o să l-am deblocat. Cât de tare, bro! Mă, vezi că are și efect special acolo la sunet. Interesant, chiar îmi place. Ia să vedem. Ursul. Ce fain arată, în formă de jeleu. Chiar îmi place skin-ul. Bro, pentru un skin gratis e meritat. În schimb, mi-a schimbat părerea față de Brawl Stars, că am zis că în Brawl Stars nu prea îmi plăcea atât de tare. Dar mai ales că are și sunetul acela. Și poziția de lose e aceasta, nimic special. Cred că default pot spune, sau nu chiar. Următorul skin pe care îl poți lua doar cu 25.000 de star points-uri de la Powerly, bineînțeles, odată ce ai îndeplinit 60 de win-uri, sau poți ulterior cu 149 de gemuri. E Piñata Ash, uitați-vă cât de fain e, bro! Și ce poziție de win mișto, bro! Incredibil de tare! Chiar îmi place foarte mult skin-ul. Avem și un pin special, dar nu este animat. Ia să vedem un meci. Cum arată în meci, bro? Mai are acea sfoară? Bă, du-te de aici, bro. Genial, genial. Are efect și pe hit, într-adevăr. Ia să vedem superul. În ce s-a schimbat? În piniata sau în... Chiar sunt curios. Bă, da, și încarcă mai greu superul aici. O, piniata. Și sunt dulciuri. Ok, am înțeles, am înțeles. Chiar e fain, chiar e fain skin-ul. Mai ales că are efectul acela special de a da din mână. Bam, 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 bam. Hai să vedem și poziția de lose. Iar poziția de lose la skin este aceasta. Prea tare, bro, pentru un skin care e cumva gratis, dar trebuie să muncești ceva pentru el la Paoli, chiar e meritat. Următorul skin este Bazit, care va costa 149 de gemuri din păcate. Cam așa va arăta Bazitul. Deci este o domnișoară. Din bazul care este băiat, după aceea skin-ul acesta o face domnișoară, adică îl face domnișoară. Avem și pin special, dar nu este animat. Haideți să testăm așa puțin să vedem în meci. Deci 149 de gemuri și skin-ul acesta cam scump, nu credeți? Și da, o să vină în ianuarie, toate aceste skin-uri de vi le-am prezentat. O să vină în ianuarie odată cu noul sezon. Nu avem o dată exactă, nu ne spun o dată exactă când vor veni, dar sincer cred că nici nu prea mă interesează. Ăsta, Bazitul, are o grămadă de skin-uri și sunt mult mai multe skin-uri faine decât acesta. De ce aș da 149 de gemuri pe el? Uitați-vă joi. Nu e nimic schimbat sau ceva extraordinar. Hai să vedem poziția de luz. Aceasta este la Bazit. Interesantă. Îi curge din gură curcubeu. Avem skin chiar și pe Daryl, care se numește Cupcake Darryl. La fel o să vină în ianuarie. mai devreme în ianuarie, se spune treaba asta, și el va costa tot 149 de gemuri. Nu mai skin-uri scumpe. Păi normal, dacă e aniversarea lor și dacă deja au băgat update-ul ăsta, nu trebuie să bage și ei skin-uri scumpe. Avem și pin tot la fel neanimat. Hai să vedem cum arată în meci. Dar și Darryl are o grămadă de skin-uri. De ce aș da 149 de gemuri și pe acesta? Nu înțeleg. Pe lângă faptul că am luat skin-uri gratis de Omega Box Darryl, care este foarte rar. Hitul, interesant, dar nu este foarte wow ca să mă uimească. Mi se pare că superul e foarte tare. Da, superul e genial. Da, superul chiar e meritat, dar să dai 149 de gemuri doar pentru un simplu super. Și poziția de luz la acest skin e aceasta. Ceva simplu, normal, în formă de cupcake. Cum se traduce cupcake? De prăjitură. Și ultimele două skin-uri, acesta fiind cel pe Eve, bai cu Eve, care va costa 149 de gemuri, ce credeți? Și va veni undeva spre sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie. Din nou, nu avem o dată exactă. Poziția de win deja ați văzut-o. Bă, pentru 149 de gemuri, credeți că ar merita acest skin pe Eve? Bineînțeles că are și un pin tot la fel neanimat și special. Ia să vedem, bro, un meci. Interesant Eve-ul. Interesant cum arată. Interesantă. Bro, ce hituri mari are, oare chiar nu este încurajat într-un fel anume? Ia să vedem superul. Tare, tare, tare. Și cum arată superul? Ia să vedem când vin acele ajutătoare a lui Eve. Acele căpușe sau cum se numeau ele. Bă, mă mai gândesc. Până atunci poate mai reușesc să mai fac și eu niște gemuri și mă mai gândesc. Iar poziția de luz la acest skin e aceasta. Mă așteptam la un moment dat să se ducă și să nu mai vedem pe ecran, dar a rămas blocată cumva animația, nu știu dacă e bug sau nu. De fapt, skin-ul pe Griff, acesta, High Score Griff, o să fie penultimul, pentru că mai avem și cel de Valentine's Day care o să fie ultimul. Destul de interesant skin-ul ăsta, ăsta chiar cred că o să-l cumpăr. Și știți din ce cauză? Pentru că va fi în sfârșit 79 de gemuri un skin. Bro, de ce naiba sunt atât de scumpe skin-urile astea din update? Uite, nu puteau și să facă și cum e acesta? 79 de gemuri, arată foarte interesant, are și poziție de win. Într-adevăr, ia să vedem, are și pinul acela special, tot la fel, toate sunt neanimate. Se pare că, cred că în următorul update o să vină pinurile animate. Ia să vedem un match pe Griff. Mă, și Grifful chiar e bun ca vreau. Momo, bro! Ce hit fain are! Ăsta da, frate, 79 de gemuri mai vii de acasă. Da, tăticu, merită, într-adevăr, ia să vedem, gadgetul are schimbat, nu are schimbat gadgetul. Da, mă, da, asta zic, bro, niște skin-uri care chiar ar merita o investiție. Hai să vedem dacă are și poziție de luz faină. Cât de tare e, bro! Du-te, mă, de aici, n-ai cum. Și așa va face în continuu? Na, clar e meritat skin-ul. Pentru 79 de gemuri, cu siguranță cred că o să le iau atunci prin ianuarie, februarie, când o să vină. Și pe data de 14 februarie o să vină Sam d'Atedi, o să fie un Brawler skin de Brawlentein, adică știți că este Valentine, dar ei zic Brawlentein pentru că e de la Brawl, ați înțeles ideea, sper. Are și un pin special, după cum observați acolo, e destul de interesant skin-ul și va costa doar 29 de gemuri. Deci cu siguranță și acesta o să-l iau, pentru 29 de gemuri e cam mocangeală, cum s-ar spune. E cam ieftineaua. Ia să vedem noi ce are aici. Ok, se pare că superul nu l-a reschimbat. Hitul nu l-a reschimbat nici pe el. Ok, deci pentru 29 de gemuri se pare că e sărăcie, adică nu-i nimic schimbat decât efectul lui așa cum arată. Iar poziția de luz a acestui brawler, normal că e default și că nu-i nimic wow. Și acestea au fost toate skin-urile din update, cu prezentarea lor și cu tot ceea ce trebuie să știți despre ele. Totodată am o informație foarte tare că Present Plant se va întoarce și avem foarte multe mape, chiar 7 la număr pentru duel, dar din păcate nu mă pot arăta pe varianta asta, dar eu sunt foarte mulțumit că Present Plant s-a întors și putem să ne jucăm și noi cam vremurile bune, pentru că știți că am făcut foarte mulți brawleri rank 35 acum ceva 2 ani, cred, acum, da, cred că un an sau 2 ani, nu, 2 ani, când era jocul popular și l-am primit pe Edgar. Avem și un environment foarte tare în noul sezon, acesta cu dulciuri. Cât de faină este mapa, mai ales bușurile, la fel arată foarte bine, dar păcat că nu sunt schimbate și chesturile, adică de pe Heist, dar ce mai contează lucrul acesta? După aceea o avem și pe cea cu zăpadă, care era în trecut, adică snowterul acela, nu este nimic schimbat, deci e aceeași ca anul trecut. Haideți să trecem și să vă arăt și gear-urile noi, pentru că spray-uri, pin-uri și toate cele n-are să mai pierdem timpul, pentru că episodul ăsta va fi foarte lung. Primul gear adus este pe legendara Crow, care încasează poison-ul lui Crow cu 30% mai mult damage. Deci odată ce ai dat poison pe adversar, va da cu mai mult de 30% damage. Cât de tare e asta, bro? Adică cu siguranță gear token-ul ăsta o să fie foarte folosit și Crow o să fie mult mai bun decât el este normal. Cu 30% mai mult e foarte mult, bro, poison-ul. Următorul gear token este pe Leon și acesta va dura cu o secundă mai mult odată ce își va da invizibilitatea. Și o să vedeți imediat că mai avem încă două legendare care au gear token-uri noi, deci se pare că au început prima dată cu legendarele și după aceea o să scadă raritatea brawlerilor cumva la gear token-urile noi. Următorul este Sandy și inamicii care vor sta în sandstormul Sandy, adică superul lui Sandy, vor da 10% mai puțin damage în adversarii tăi sau cel puțin în tine. Ceea ce e un lucru interesant, că tu acum în momentul de față poți să dai hit damage sau să-ți dai heal cu superul lui Sandy, dar și adversarii se dea cu 10% mai puțin, dar nu știu de ce ai sta sincer în sandstormul acesta în meciurile competitive. Și ultimul brawler care primește gear token nou este Spike, care la momentul de față superul va da cu 50% mai multă încetinire odată ce nimeri brawlerii, adică se vor mișca cu 50% mai lent. Bă, da, e decent, dar nu prea wow, sincer. Și ca de final, ca să nu mai prelungim foarte mult acest episod, vreau să vă prezint și balance change-ul. Avem buff-uri foarte multe pe Mr. P, care îi va încasa damage-ul cu 5% de la 720 la 760, asta la Power 1, bineînțeles. El Primo va încasa super damage-ul cu 20% de la 800 la 960. Colt va primi și el un 5% proiectil speed, adică se vor mișca mult mai rapid acele proiectile ale lui Colt. Deci cu 5%. HP-ul turetei lui Jesse va fi încasat cu 10% de la 3000 la 3300 viață. Bull va avea un super damage cu 20% mai mult, de la 800 la 960. Bibi va avea un nou HP îmbunătățit cu 5%, de la 4400 la 4600. Grum încasează damage cu 5% mai mult, de la 1100 la 1160, iar viteza atacului lui o să fie cu 10% mai mare. Dynamite o să fie basic atacul cu 10% redus, adică o să se încarce mult mai rapid cu 10%, iar la nerfuri avem pe Otis minus 5% damage, pe Griff minus 10% mai greu ca să-și încarce superul, iar Buster-ul atacul o să se încarce cu 25% mai greoi, adică din 200 în 250 de milisecunde. Și cam asta este tot update-ul, cam asta este tot ce vă pot prezenta. Rămân brawlerii următoarele zile ca să vi pot arăta și cum puteți să deblocați și brawlerul gratis. Și cu toate astea nu uitați să luați skin-ul acesta gratis pe Shelly, care o să vină pe data de 24, în ajunul Crăciunului. În fine, vă doresc sărbători fericite, încă o dată Crăciun fericit alături de cei dragi și ne vedem pe episodul de mâine. Toate cele bune, nu uitați și de update-ul de luni, că o să fim live. Pa, pa! Subscribe.